Salutare, oameni buni! Bine ați revenit, bă, la cariera retro în FIFA 12 cu Man United. Asta este echipa noastră actuală, suntem în sezonul 2, probabil ultimul episod, vedem ce facem în Champions League, pentru că suntem calificați în acest sezon. Avem De Gea, Maicon, Hummels, Vidic, Evra, Nani, pe care vreau să-l dau. Vreau să schimb benzile în episodul ăsta. Schweinsteiger și Van der Vaart la centru, senzațional. Young apoi, Robinho și Rooney. Mi-a spus mulți, quick, dă-l pe Rooney și ia ceva extraordinar în atac. Ia un Zlatan, ia un Messi, ia altceva. Mă gândeam să fac asta, dar n-ar fi mai bine să jucăm cu doi oameni ca și S.T., să-l avem pe Rooney și să luăm un Zlatan sau un Messi sau ceva. Nu știu, vedem. Oricum, încă nu sunt grupele trase la sorți, evident, dar vom avansa să vedem ce oferte vin și ce putem transfera. Se accentează deja un jucător și a dislocat umărul, Joshua King. Nu ne interesează de el, dă-l drag. Bugetul este de 61 de milioane, plus 296 la salarii. Ei bine, mă gândeam să aduc un right winger și Robben sau Hulk sunt singurele mele opțiuni momentan, pentru că altceva sincer nu prea am face cu ochii pe aici. Avem cei drept un Jesus Navas în formă foarte bună, Di Maria la fel, tânăr la 24 de ani, însă vreau să iau ceva de top, mă. Așa că Hulk sau Arjen Robben. Diferența de preț nu-i foarte mare, însă la salariu o să ceară mult mai mult Robben, asta e clar. Însă are 90 overall, este cam cel mai bun right winger, right mid din joc. Așa că o să oferim 42 de milioane pentru el, că este un pic mai bătrânel. Și dacă nu, o să luăm pe Hulk. Vine ofertă pentru King și una pentru Welbeck. Pe King îl dăm pe 2.100.000. Eu zic că e ok, nici nu ne trebuie. Avem rezerve bune acolo la atacanți. N-avem nevoie. Se pare că nu-l putem lua pe Arjen Robben pentru că ăștia n-au right wingeri. Se pare. N-au destui jucători pe poziția aceea și mă îndoiesc că o să-l dea. Chit că o să mărim încă o dată. Mai încercăm o dată. 47 de milioane. Poate nu refuză. Da, nu o să-l putem lua pe Robben, așa că o să încercăm la Hulk. E a doua cea mai bună variantă. O să ofer 34 de milioane jumate pentru Hulk. Super jucător, în formă extraordinar. 87 overall, probabil ajunge până la 90. O să mai crească, cred, cel puțin un punct sezonul ăsta. E genial oricum. Da, vor 44 de milioane jumate pentru Hulk. Bă, cam mult, băieți, cam mult. Însă o să dăm 40 jumate, să fim undeva la mijloc, zic. Bă, vine o ofertă cam de nerefuzat pentru Welbeck, 19 milioane în jumate. Însă dacă o să mărească încă un pic, o să-l dăm. Porto acceptă 40 de milioane jumate pentru Hulk. Salariu foarte mic cere, sincer, pentru 87 overall, numai atâta, băiete. Nu știi să negociezi, bă, dă-ți afară managerul care te reprezintă, dă-l dracu. Sau impresar, cum dracu, ce mă rog. 22 de milioane pentru Welbeck, fii atent că îl dăm. N-ai cum să refuzi, cota lui este de 11 milioane la dracu. Și pleacă la Wigan Athletic. Fabio, ofertă, nu mă interesează. Welbeck, 9 milioane, da, sigur că da. 22 de milioane jumate pentru Welbeck, sunteți nebun la cap. Hulk vine, mă, primul transfer din această perioadă de vară. Vine pe mulți bani. Iată-l, oameni buni, pe marele Hulk. Bă, ce statusuri dumnezești la physical. Fantastic jucător, fantastic. Vai de cap, 92 dribbling, long shot 89, doamne ferește. Penalties, are și penalties mare, shot power 90, bestie, bă, bestie. Weak foot însă nu contează, weak foot-ul. Poate juca și vârf și în spate, și pe stânga și pe dreapta. Zeu, 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 n-ai cum. Vine simularea, bă, din Supercupă cu Chelsea, pentru că noi am câștigat cupa, e campionatul. Hai să-i batem, jucăm cu campionii, avem super echipă, un upgrade acolo cu Hulk, să vedem ce fac băieții noștri, lăsăm un pic. În rest, echipa este exact la fel, dar va trebui să aducem un nou mijlocaș central. Maicon înscrie, însă Pazini înscrie și el rapid, păi cum dracu. Wow, Fernando Torres, poate o chim ceva de pe la pe aici, Essien, mamă. John Terry, Cole, na, jucători interesanți, 1 la 1 în continuare. Hai băieții mei. A intrat Ferdinand, a intrat și Park acolo, intră și Valencia, se pare. 2 la 1 pentru Chelsea, Fernando Torres înscrie și aia e. Pierdem Supercupa. Vine și prima etapă, bă, tot cu Chelsea, ar trebui să-i batem și noi acum, zic. Hai băieți, vă rog frumos. Îl pun pe Hummels titular pentru că vreau să crească. Ferdinand are deja 33-34 de ani și o să scadă și nu prea mai are nici viteză foarte mare. Van der Vaart înscrie, hai să dăm repede schimb, mai lăsăm un pic așa. 2 la 0, mă, ne luăm revanșa unde contează cu adevărat. L-am rupt și pe Lampard, ceea ce e o realizare. Vine simularea cu Liverpool în campionat, oameni buni, încă un mare derby aici în primele 3 etape. Două derbiuri în 3 etape. Până acum avem 6 puncte din 6 și avem 9 puncte din 9. Van der Vaart, Maicon și Rooney au înscris. Distrugem tot, bă, campionatul al nostru sezonul ăsta. Vine o ofertă foarte mare pentru Robinho, 33 de milioane, ești nebun, îl dăm. Îl dăm și ne luăm alt atacant. Mai schimbăm și noi un pic. Diversitate, vreau, diversitate.
Oameni bune, avem Falcao, avem Van Persie. La Falcao o să fie mai ușor pentru că este din altă ligă și este și mai bun la dracu. Ce formă avea Falcao, bă, în acele vremuri. 35 de milioane pentru el, dacă nu, vom încerca la Wellington. Nu mai ținte pe Wellington, bă. Ce, bă, cât era de OP băiatul ăsta, bă, și ce viitor avea. Super atacant Wellington, juca la Sparta, la care dracu e? Spartak Moscova? Nu mai țin minte locomotiva, abar n-am. Dacă nu, nu-l putem lua pe Zlatan, din păcate. Pe el aș fi vrut însă să s-a transferat recent, mi se pare, la Real Madrid. Noi totuși o să încercăm să dăm un 31 de milioane jumate. O să încerc la mai mulți jucători. Sami Eto, fii atent, putem încerca și la Samuel Eto, 29 de milioane. Încercăm la toți. Bun, se pare că ăștia vor 40 de milioane pentru Falcao. 40 de milioane să fie atunci, că nu vreau. Trebuie neapărat să transferăm, suntem în deadline day și nu prea mai avem timp. 43 de milioane pentru Wellington. O să dăm. O să dăm la toți, la absolut toți. Zlatan Ibrahimovic a venit recent la Real Madrid. Zlatan la Real Madrid, bă, ce transfer. Și ăștia vor 34 de milioane pentru Samuel Eto. Mai avem noi oare timp? Acceptă toți, mă, fii atent și vine ofertă pentru Nani, cam târziu, băiete. Pe cine să luăm? Falcao, Wellington sau Sami Eto? Sami Eto într-o formă legendară, avea 88 overall. Falcao în forma vieții sale. Wellington însă este cam... Sincer, mă tentează foarte mult. S-a stins rău de tot jucătorul ăsta. Nu putem lua 2 din 3. Ba da, putem să luăm pe Eto și Wellington. Putem lua 2 jucători. Dar n-are rost să ne cheltuim banii pe toți. Așa că o să luăm, cred că, pe Wellington. Sau Sami Eto. Nu știu, să-mi bag picioarele. Știi ce? Wellington era emblematic pe vremea aia, bă. Era unul dintre cei mai OP jucători din Ultimate Team. Dintre cei mai promițători jucători din tot jocul. Și din toată lumea. Și în realitate era promițător, evident. Așa că luăm pe el. Wellington, bine ai venit. Super vârf, bă. Super atacant. Iată-l pe Wellington. Poate juca și în spatele vârfului, ceea ce e foarte bine. Work rate-uri de zeu, jur. Clinical finisher încă nu e complete forward, ceea ce nu e ok. Mamă, ești nebun la physical. Marș, dracu, nu pot să cred ce e aici, ce văd. Aproape tot peste 90. E incredibil. Aggression 90. Finishing 92, doamne ferește, de ce exista așa ceva? 4 stele, 4 stele, lângă Rooney o să fie fantastic, doamne ferește. Bun, perioada de transferuri s-a terminat, hai să vedem grupa de Champions League cu Nuremberg sau Hamburg, care dracu să știa? Hamburg, parcă, Hamburg? Cred că Hamburg. Twente și Napoli, o grupă ușoară, bă, trebuie să ne calificăm, n-avem cum. Simulăm până în începutul perioadei de iarnă, ca de obicei. Oameni buni, am simulat și suntem pe primul loc, bă, la distanță mare de Chelsea, Arsenal, City și Liverpool. Tottenham pe 8, i-am cam slăbit de când l-am luat pe Van der Vaart de acolo, poate au mai plecat chiar jucători. Suntem bine pe primul loc în campionat, ceea ce e genial. Hai să vedem și dacă avem golgetări. Îl avem pe Rooney cu 11 goluri, Van der Vaart cu 10, Wellington cu 8. E bine, a dat 8 goluri, s-a acomodat repede, e extraordinar. Hai să vedem ce rezultate am obținut, oameni buni. Cu Spurs am câștigat 5-1. În Champions League, opa, am pierdut 1-0, se pare, primul meci din Champions League. Și pe alt... Ai, serios? Am pierdut ambele meciuri de aici? 1-0? Bă, nu ne-am calificat mai departe, cum am uitat. Am câștigat cu City însă, bine, câștigăm cu City și pierdem cu Twente. 2-0 cu Napoli, bun, bun, bun. 2-1 cu ăștia, bun, bun, bun. Cu Arsenal, 1-0, foarte bine, cu Swansea 5-1. Ok, 2-1 cu Napoli, am câștigat în Cupa Ligii, ne-am calificat mai departe. 2-0 cu Twente, cred că ne-am calificat. Am pierdut însă cu Liverpool un match, se pare. Și cam astea sunt partidele, ne-am calificat în Cupa Ligii în semifinale cu Liverpool. E ok. Și mai departe în Champions League cu Benfica. Ha, coșmarul meu din cariera cu Hansa Rostock. Vine turul Cupei Ligii din semifinale cu Liverpool. Hai să vedem ce facem cu băieții ăștia. Andy Carroll, Dirk Kuyt, Gerrard. Ia uite, mă. Nu-l mai au însă pe Suarez? Serios? Ciudat, îl au pe Dani Pacheco. Hai să vedem repede. Wellington îți scrie 2-2 în tur. Nu-i foarte bine. Ăștia ne-au bătut în campionat. Probleme mari. Se accentează De Gea, oameni buni, în meciul ăsta. Chiar dacă am câștigat cu 4-1 și n-avem portar bun de rezervă. Va lipsi 3 săptămâni, însă pentru 3 săptămâni Kučak își face treaba lejer. Vine returul din semifinala Cupei Ligii cu Liverpool. Hai să vedem ce facem în meciul ăsta 1-1.
Asta înseamnă că mă calific eu că am dat două goluri acasă. Perfect, Wellington înscrie, se accentează Rooney, însă pentru cât timp vom vedea imediat. Sper nu mult, 7 zile, bun, e ok. Ei bine, oamenii, am făcut două oferte foarte interesante. Una pentru Gerrard, însă n-a acceptat-o, vor cu 500.000 mai mult. Și una pentru Kaká, care este acum la Chelsea. Vreau să-mi interesc un pic mijlocul terenului, să am niște jucători acolo de rezervă, zicem așa, niște jucători mai bătrâni. Oricare n-a acceptat dintre ei, probabil o să-mi fie greu să iau. Pe Kaká probabil o să îmi fie cel mai lejer, dar la Gerrard o să fie aproape imposibil. Și evident că vrea mai mulți bani pentru că este la echipă rivală, genial. Da, Gerrard nu vrea, nu o să plece de aici, pățim cum am pățit cu Xavi. Dar Kaká vine, ăsta se vinde pe bani mulți, iată. Kaká vine, super salar, însă ce jucător vine la echipă, bă. Super jucător, legendarul Kaká. Bine ai venit la United. Oameni, vine turul, bă, din optimile Champions League cu Benfica. O să ne uităm la asta, o să le simulăm și vom juca acolo în finală când vom ajunge. Dacă vom ajunge. E riscant, e riscant. Hai să vedem ce facem cu Benfica. Vom da repede schimb la ăstea. 1-1 numai și ni se rupe Evra. Asta n-are cum să fie deloc ok. Cardozo îmi scrie, fii atent. Două zile însă va lipsi Evra, va fi pentru meciul următor. Vine și finala Cupei Legii cu City. Primul trofeu, trebuie să-l luăm. Nu vom juca meciul ăsta pentru că este o cupă nu foarte interesantă. Așa că hai să vedem noi ce facem aici. Din FA Cup am fost eliminați, by the way, de Portsmouth. Ne-au bătut cu 1-0. Van der Vaart înscrie 1-0, singurul gol. Wellington vede roșu, genial, ești bun. Dar câștigăm primul trofeu, e bine. Și iată că vine și returul cu Benfica, oameni buni. Avem o super echipă în teren. Hummels revine, care este mai bun. Acum are 87 overall. Este mai bun decât Ferdinand. Acesta a scăzut la 86. Era de așteptat. De-aia l-am și luat pe Hummels, bă. Wellington vede galben. E cam bătăios băiețașul ăsta, bă. Wellington înscrie însă 3-1. Van der Vaart cu o dublă după. Ne salvează. Cardozo înscrie și el din nou. Jucător bun aparent. Mergem mai departe în Champions League. Mai departe picăm cu Chelsea. O să fie destul de greu. Sunt buni băieții. Vine, bă, aici sfertul de finală cu Chelsea în Champions League. Hai să vedem dacă îi putem elimina pe băieții ăștia încă din tur. Eu zic că o să le dăm un 3-1. O să ne uităm aici la meciul ăsta că este intens, este important. Au Hamsik, Pazzini, Lukaku, fii atent. Tânărul Lukaku care era la Chelsea atunci. Wellington înscrie, foarte bine, băiete. L-aveau pe John Terry acolo, David Luiz care era OP încă de pe atunci. Weinsteiger, hai, am zis 3-1. 3-1 se va termina meciul ăsta. Cole vede roșu, bun. Două cartonașe galbene pentru Cole. Hai încă unul. Wellington, asta e, mă, tata, 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. Fiate, e 3-0. 3-0. Bate în Chelsea 3-0, mă, în tur. Aie. Ce zlăbani. Niște zlăbani. Am modificat un pic echipa, bă, pentru meciul ăsta. Aici am băgat pe Nani, am băgat pe Kaká, am băgat pe Rio Ferdinand și sper ca totul să se desfășoare cum trebuie. L-au pe Van Aanholt, acolo Pazzini însă înscrie. Cum eu am dat 3-0, așa pot și ei la acasă, sincer, ca o echipă bună. Pazzini era super jucător atunci, am și chiar la început de carieră cu super potențial. Lukaku la fel, însă cam slăbuți. L-au luat pe Kaká de la ei, l-au pe Kakuta acum. Hai să fim dracu serioși. 1-0, Hamsik vede roșu, bă, ăștia chiar troglodismă, serios? Chiar faultează halul ăsta de rău? Chiar așa? Pe bune? 1-0. Au câștigat și așa. Mergem în semifinală. Mai departe picăm cu Real Madrid. Vom juca returul. Vom simula turul, vom juca returul și după aceea dacă ajungem în finală, vom juca finala. Să fie mișto. Vine turul cu Real, oameni buni. Ibra! Ibra este accidentat. Xabi Alonso este suspendat. Mamă, au Yaya Touré cumva? Ăla e cumva Yaya Touré? Cred că el e. L-au pe Pepe, Sergio Ramos, right back, evident, Ricardo Carvalho, Casillas în poartă, Schneider. Wow, bă, ce jucător, mă, băieți, mă. Shaheen acolo pe bancă, super jucător, Morata era atunci, Jose Calejon. 0-0 la pauză, hai să ne zicem mai departe, luăm multe cartonașe. N-ar fi plăcut să avem un suspendat, sincer, pentru că aici se pot da suspendări și pe mai multe meciuri, așa era atunci. Și n-ar fi plăcut să luăm un roșu, cred că 0-0, da. Începem returul de la noi acasă de la 0-0. Astăzi vom juca două meciuri, bă. Ibra nu și-a revenit, însă Xabi Alonso este titular. Mamă, ce jucător era Xabi Alonso. Ronaldo titular. Nu știu cine e Drente. Drente, cine dracu e Drente? Jur că nu ții minte cine e băiatul ăsta. Oricum, super echipă, n-ai cum. Schneider, Benzema și... A, dracu. Schneider de 89 overall. O, ce gol. Dacă dăm așa și în meci, e bine. Începem, oameni buni, partida. Wellington acolo. Super transferul nostru alături de Hulk. Am modificat un pic echipa. L-am luat și pe Kaká acolo ca rezervă. Însă este obosit. L-aș fi jucat în meciul ăsta să-și întâlnească una dintre fostele echipe. Și Weinsteiger, hai înapoi. Hai înapoi aici la Van der Vaart.
Începem să o pasăm frumos, este Rooney! Rooney cu finesul, mă! Finesul pe Calviva 19! Wayne Rooney înscrie, super gol, începem fantastic! Cine e Real Madrid aici să se pună cu noi, bă? Hai mă la atac, mă, haide Young, haide Young! O pasă bună acolo, ok, până la urmă ajunge mingea la Rooney, hai Rooney! Încă o reușită! Sezonul trecut n-ai fost cine știe ce când am jucat meciul! Schweinsteiger, finesul ăla, bă! Putea să fie dumnezeic acolo. Wellington! Bă, ce-o bagă băiatul ăsta, bă. Unde trebuie. Wellington înscrie și el. Așa, așa. Uitați-vă de celebrarea asta. Blană. Blană de tot. Ce-o căzut aici, Lian, ca ultimul drujbar. Recuperare fantastică a lui Hulk. Super shoot, super gol. Hai, hai, Caca, fugi, Caca. Din Natale nu prea mai poate, e bătrân. Și tu ești, dar nu halul ăla. Haide, Caca cu șutul pe lângă. Vai, nu pot să cred. Păcat, bă. Hai, Di Natale, centrează-o bine. Cu capul Wellington, mă. Cu capul Wellington. V-am spus, bă, că era imbatabil băiatul ăsta. Era imbatabil. Super jucător. Și vine din Rusia, dracu. Adică a jucat în campionatul Rusiei atunci. Haide, Young, pasă bună. Frumos acolo Wellington. Se duce bine, se duce bine din spate. Schweinsteiger. Însă mă ține strâns al dracu ăla, că cam aș pe el. La Caca, la Caca! S-a accidentat când a șutat, bravo Caca! Cât de tipic e pentru tine, hai de capul meu! Final de meci, bă, ne calificăm în finala Champions League! Cu cine vom juca? Rămâne de văzut, aș prefera Barcelona, sincer, sau, nu știu, un Inter era foarte mișto pe vremea aia. Vedem noi cu cine picăm, sincer. Inter sau Barça aș cam dori. Ia uite, Wellington, nouul meciului, n-ai mă cum ce dracu, două goluri. Fantastic jucător. Picăm cu Barça în finală, fii atent, ce mi-am dorit, bă, asta e, va fi superb, hai să simulăm până aici, în campionat oricum e ca și câștigat, n-ai cum, n-ai ce să mai faci acolo. Da, câștigăm campionatul cu 97 de puncte, City pe 2 cu 84, diferență enormă și vine finala cu Barcelona, bă. Trimitem cam aceeași echipă în teren, Hummels acolo, Piqué rupt, se pare, însă l-au pe Lucio, mamă, Maxwell, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, David Villa vârf și Pedro. Bă, băiatule, David Villa are vreo 88-89 overall. Este incredibil de bun. L-avem și noi însă arma secretă pe Pogba pe bancă. Pe cum dracu? Nu-l băgăm noi pe el? Nu-l vom băga, fiți, dacă ceva merge prost imediat. Puyol. Au preferat Lucio în loc de Puyol, bă. Aș fi vrut să-l văd pe Puyol. Începe finala Champions League, oameni buni. Să sperăm că va ieși la fel de bine ca în returul semifinale. Un 3-0 lejer. Wellington a fost incredibil. N-ai mă cum e. E super transfer. Mult mai bun decât Robinho. Mult mai bun. Dă cu capul, dă cu piciorul, dă cu ce vrei tu. Bun acolo, Hummels, Van der Vaart și acum este Schweinsteiger. Bine, băiete. Să vedem ce va ieși de aici. Hulk. Opa, urcă bine, urcă bine acolo. Fugi, fugi, Maicone, fugi. O centrare de zeu vreau să văd la tine. Vine din spate cu capul Wellington. Bă, face bă de toate, bă. Nu degeaba toată lumea se temea de el pe Ultimate Team. O pasăm unde trebuie, nu o pasăm unde trebuie. Ba, da, ajunge la Wellington. Rooney, Wellington, haide Wellington. Întoarce-o, dă-o dracu de minge, centrează-o. E acolo Rooney cu capul Mascherano. Doamne ferește. Bă, era bun rău al dracu Mascherano. Super echipă pentru Barça, jur. Fază bună pentru Barcelona aici. Să vedem ce vor face cu lovitura asta. Libero va pasa, cred că dat încet. O pasează acolo, nu mă așteptam la asta. David Villa trebuie oprit. Van der Vaart, zeu pe apărare, să-i pasăm lui Messi. Cea mai proastă decizie, uite cum o pasează până. Opa. A scos-o cumva, bă, nu-i pentru noi, mamă, David Villa, ce-a fost aia, mâncați așa. N-a fost offside acolo, Messi, altruist, pasează până în gura porții. Patrice Evra, bună recuperare, hai cu pasa, scapă Rooney, scapă Wayne Rooney, gol, mă, asta e, Wayne Rooney înscrie. Super bine, mă, Rooney, în sfârșit dăm gol, în sfârșit vine gol, avem mai nevoie să faci asta, scuză-mă, Rooney, da? Bun, bun înscrie Wayne. Din pasa și recuperarea lui Evra. Evra, între cei mai buni left back care au jucat vreodată acest măreț sport. Recuperare rapidă, însă la fel și pentru ei scapă Pedro. Nu e bine. Bă, va trebui să facem și o schimbare. Trebuie să schimbăm ceva în echipa noastră măreață. Am zis că dacă vremurile să fie grele, trebuie să intre Pogba. Și exact asta o se întâmplă. N-ai cum să nu-l bași pe mărețul Pogba. Și fain știi că a jucat bine, așa că nu-l băgăm. Wellington însă dezamăgitor în meciul ăsta, va intra Caca în spatele vârfului și va intra și Nani în locul lui Young, care a fost invizibil în meciul ăsta, jur. Trei schimbări pentru o super victorie. Doamne, ce periculos e băiatul ăsta, pasă acolo în centru, bine, scoatem frumos. Hai să vedem ce putem scoate pe contraatacul ăsta, însă ăștia se aruncă la atac, Young trece,
înainte să fie schimbat. Pas acolo la Wellington. Wellington! Doamne, dribling-ul Căcamaș pe tine. Slab rău de tot Wellington în meciul ăsta. Uai, ce să prindem acolo. Să agățăm mingea, să tot o agățăm. Wellington cu păpuiala, vai de capul meu, ieși afară. Ieși afară, Wellington, că ai fost teribil. Schimbare și la Barcelona. Iată-l și pe Messi. Opa, Messi ține de minge, evident, Evra greșește. Craci lui Hummels, doamne ferește, Evra revine. Însă David Villa rămâne la minge, fiate, numai Vidic. Bine, Vidic, bine, Vidic. Cel mai bun, între cei mai buni fundași care au existat vreodată. Hai, Schweini, vreau o pasă bună, urcă acolo bine un jucător. Este Pogba însă, hai Pogba, hai Pogba peste Eiffel, mama lor a dracu. Dacă mai băgam și la Valdez, era un prost rău. Ultima fază a meciului, probabil Xavi către Leo Messi. Opriți-l pe Messi, Hummels în cap unel, însă este lovitură liberă, băgam și picioare și este galben. Este galben acolo și au super lovitură liberă. Dacă Messi o execută cum trebuie, nu prea avem ce face pretty much. Că Messi bate, nu cred că ele. Bate acolo Messi în zid, Hummels s-a sărit bine, sau corner. Au corner pe final, nu se mai termină meciul, s-au dat numai 2 minute sau 3. S-au dus dracu de mult. S-au dus dracu de mult, să nu o dea cu capul acolo Lucio, bun. E final, câștigăm Champions League cu United, mă, carieră completă aici. Retro carier modul este complet. Câștigăm UEFA Champions League cu această super formație, chiar dacă ne-a chinuit teribil, ne-a chinuit teribil Barcelona. Echipă foarte bună, mai ales pe apărare, bă, s-a descurcat genial cu Lucio și cu Mascherano acolo. Au pe Sergio Busquets, care e imposibil de trecut, mă jur. Vreau să vă poză cu trofeu. Asta e, mă, băieți, mă. Asta e, asta am vrut să vă. Hai să vedem repede squad report-ul. 6.8 pentru De Gea, care a fost și accidentat. 6.8 și pentru Maicon, 4 goluri, 4 asisturi. Vidic, 2 goluri, 2 asisturi, 6.8. Ce dracu, toți au 6.8, Hummels la fel. Patrice Evra la fel. Ce dracu, mă? 6.9, în sfârșit. Hulk, 12 goluri, 9 asisturi. Un transfer reușit, zic eu. Schweinsteiger, 3 goluri, 15 asisturi. 7.0 medie, cel mai bun de până acum. 7.4 însă pentru Van der Vaart, 22 de reușite. Bravo, mă, băiete. La 30 de ani, Van der Vaart rupe norma aici. 10 goluri, 12 asisturi pentru Young. A jucat bine sezonul ăsta, 7.1. Wellington, 30 de goluri, marș. Mors că a dat 30 de goluri. 7.2 numai la 30 de goluri în 52 de meciuri. Vai de capul meu. Rooney doar 21 de reușite. Slăbuț, slăbuț, slăbuț. Valencia 2 reușite. Paul Pogba a jucat și el 2 meciuri. Unul care l-am băgat noi. Kaká un singur gol în 22 de meciuri. 6.3. Mamă, slăbuț. Slăbuț rău de tot, Kaká. Slăbuț rău. Din Natale 5 goluri, 7.2. Note bune. Ferdinand 6.5, slab. 6 goluri, 5 asisturi pentru Nani. În rest, nu mai avem jucători care să fie interesanți pe aici. Cel mai bun a fost Van der Vaart, însă Wellington a fost un super transfer, 30 de goluri. 30 de goluri, sunteți nebun la cap. Oricum, pe primul loc în campionat am câștigat Champions League-ul. 3 trofee, e foarte ok, bă. Oricum, cam atât pentru această serie. Să-mi spuneți în comentarii cu ce FIFA vreți să fac data viitoare Retro Career Mode. Până, nu știu, la video următor, să aveți o zi extraordinară. Lăsați un like, bă, și mulțumesc de susținere pentru această serie. Chiar mi-a plăcut. Uite, Wellington e goalgetter alături de Odemwingle, nu știu cine e ăla. Ne auzim. Să aveți o zi glorioasă. Ciao.